Intrând în ale noastre, trebuie să vă spun următorul lucru. Ce înseamnă răpirea bunului apropiului cu vicleșug? Noi am discutat pe larg, acum vom face așa ca un mini compendium de încheiere. Un proces fals în care vrei să o acaperi mai mult decât ți se cuvine. Este o acaparare cu vicleșug. Ceva însușit fals printr-un document fals. E o acaparare cu vicleșug. Nu mai stăm să ne uităm la toate mizerile din notorietate pe care le vedem în România, pentru că este suficient reclamă negativă la acest capitol când vorbim de lăcomia omului, de lipsa lui de conștiință, de lipsa de respect față de cel mai umil sau mai sărac sau mai neputincios sau mai neajutorat, pentru că dumneavoastră știți prea bine, sunt oameni care ei cred în justiție ca în Dumnezeu, cred în poliție ca în Dumnezeu, cred în preot ca în Dumnezeu, cred în legea statului ca în Dumnezeu, numai că aceștia sunt uneori și mincinoși sau sunt neserioși și dezamăgesc opinia publică și trebuie să avem grijă că degeaba facem noi, de exemplu, permanent sondaje să vedem în cine are încredere populația. Populația nu are încredere în nimic, populația are încredere în ceea ce vede. Când ești un ticălos și un nemernic, populația te ignoră indiferent cine ai fi tu sau ce statut sau grad ai avea. Deci, mai întâi de toate, trebuie să ne afirmăm ca cetățeni ai lui Dumnezeu și locuitori ai Raiului. Atâta timp cât nu iubești dreptatea și iubești nedreptatea, nu poți să fii un cetățean al lui Dumnezeu. Spune Iosif Flaviu, mare cercetător iudaic, că în Vechiul Testament cea mai mare rușine era pentru un om din Sinedriu sau judecătorii vremii de atunci, care judecau legile lui Dumnezeu, să faci un act de nedreptate. Adică era ca și cum l-ai desconsiderat pe Dumnezeu. Ceea ce v-am spus duminica trecută corespunde exact cu ceea ce vă spun acum. Juratul fals sau mărturia strâmbă este același lucru cu mărturia falsă, adică cu încercarea de a jăcmăni sau de a face rău, prin faptul că noi nu suntem cinstiți cu noi înșine. Și atunci când tu spui, da, jur să spun adevărul, sau jur să fiu corect, sau jur să spun ceea ce am văzut, automat poți greși, crezând că acea Biblie de pe masa judecătorului, sau de pe masa tribunalului, sau de pe masa procurorului, sau de pe masa avocatului, ar fi o Biblie oarecare ca alta cea din biserică. Nu, Dumnezeu e același și pretutindeni. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea pururea lauda Lui în gura mea. Deci, în momentul în care vrei să fii un om al adevărului, trebuie să înveți câteva noțiuni simple. După unele învățături pe care le-au preluat și păgânii de la noi, s-ar spune că ele sunt vreo 8 la număr. Și anume, demnitatea este primul act care dovedește că ești om. Și dacă pierzi, și dacă câștigi, dar ai demnitate și nu-ți calci verticalitatea personală, adică persoana ta în sine, ești un om pe care Dumnezeu îl va iubi și îl va scoate din orice necaz. De aia se spune, băi, ești un om de toată demnitatea, ești un om de tot caracterul. Pentru că caracterul nostru ne face ori vertebrate, cum spunem noi, om cu coloană vertebrală, sau om fără coloană vertebrală. Și atunci când ai pierdut demnitatea, mai spun filozofii ăștia mari, zice, de-ai câștigat tot pământul, dar dacă nu ai cinstea și onoarea și respectul celor din jur, ești nimic. Adică degeaba trăiești tu în habitatul tău interior, intelectual, personal, în impresia ta, în părerile tale, dacă cei din jur nu te prețuiesc. Atunci tu, de fapt, nu că nu existi. Nu poți fi o mărturie pentru cei din jurul tău care te descalifică din faptele tale. De aceea proverbul popular spune așa, taci tu să vorbească faptele tale. Cum spune Mântuitorul Iisus Hristos? Din porunci mă veți cunoaște. Și tot Mântuitorul spune, după roadele lor îi veți cunoaște ca și pomul
cum spune, după faptele lor îi veți cunoaște, ca și pomul după roade. Pomul bun face roade bune și pomul rău face pomi rele. După demnitate se spune că un alt gest de mare calitate este modestia. Ce înseamnă modestia? Unii o consideră, poate prostie, poate sărăcie. Nu, nu are nicio treabă. Uitați-vă la oameni de înaltă ținută socială. N-aș putea să vă spun în ce funcție ori fi stând sau ce cultură ori fi având sau ce mod de educație au primit din generația de unde au venit, dar ei nu se laudă niciodată ceea ce sunt. Ei există în societate ca buni cetățeni, ca buni profesioniști, ca oameni de caracter, ca luminători, ca să spunem, ca exemple pentru alții. Și dacă ești modest, Dumnezeu te ridică El la cinstea care ți se cuvine. Deci în momentul în care începi să înveți să fii modest, nu ai niciodată de ce să greșești. Pentru că această modestie nu este dată oricui. Dacă vă uitați așa în jurul nostru, sau în jurul multor elemente ale societății, vom vedea tot felul de păduchi cocoțați peste tot, și v-am mai spus cândva, am făcut o paralelă, între personalitatea și personalitatea unora. De exemplu, dacă tu ești un mare zero, cauți tot timpul să-ți faci poze cu oameni mari, președinți, miniștri, ambasadori, mă rog, șef din nu știu cine, ca, uite, cu cine m-am fotografiat eu și ce dacă se transferă cultura lui ăla la tine? Niciodată. Tu ești ceea ce ești tu, iar ăla este ceea ce este el. Deci dacă tai poza în două, ori așa, ori așa, tot fiecare este ceea ce este el. Deci nu aceasta dă emblema noastră, imaginea. Noi luptăm pentru imaginea exterioară și chiar folosim uneori termen. Băi, nu vreau să-mi stric imaginea. Imaginea noastră contează în viața noastră din două puncte de vedere. Ce părere are Dumnezeu despre noi și ce părere lăsăm noi lumii. Povestea marelui mitropolit Antonie Plămădeală. Eu am viața ca un chenar, înăuntru este pânza, iar eu sunt pictorul care îmi pictez imaginea în societate. Cum mi-o așez? Așa o voi găsi. Ți-o faci frumoasă și pozitivă și clară, toată lumea va vorbi de tine despre un om pozitiv. Ți-o faci negativă sau, să spunem așa, în culoarea curcubeului, nu referindu-mă la prostii, nu, e cea mai mare hulă adusă la adresa lui Dumnezeu, să asamini curcubeul de picer cu niște dezaxați mental. Curcubeu este semnul păcii între om și Dumnezeu, prin care el a arătat că nu va mai pierde niciodată pământul cu apă. Nu are nicio treabă cu aceste excremente sociale lepădate de dreapta rânduială și de normele etice și morale. Ăștia sunt niște oameni deviați, nu avem treabă cu ei, îi privește direct și personal ce mod de viață își aleg. Dar eu mă refeream la poziția cameleonică, adică a te schimba după timp și după vreme și după oameni. Dacă ați văzut în modul avocătoresc se folosește. Dacă azi ia un nemernic, îl apir pe el, plecând de la prezumția de nevinovăție, știind că el e vinovat. Dacă azi ia un om serios, îl apir pe ăla serios, plecând de la prezumția de nevinovăție, că el este vinovat. Dar uneori noi ne dăm după cum bate apa. Ei, tocmai așa după cum bate soarele sau apa sau vremea sau timpul sau istoria, noi trebuie să învățăm să fim aceiași oameni în orice timp, în orice vreme și în orice epocă. Deci, dacă este frig, tot eu sunt. Dacă este cald, tot eu sunt. Dacă este întuneric, tot eu sunt. Dacă este lumină, tot eu sunt. De ce? Pentru că mai înainte de toate, în sufletul nostru este căldura lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, conștiința lui Dumnezeu și morala sinelui din mine. Ce spune Apostolul Pavel despre păgâni? Nu
Vă mirați că păgânii fac bine din ale firii neavând lege. Deci nu trebuie să stea Hristos răstignit pe cruce ca eu să nu-ți dau ții cu toporul în cap. Nu trebuie să stea Hristos pe cruce ca eu să nu-ți bag mâna în portofel sau în geantă să te fur. Nu trebuie să stea Hristos pe cruce ca eu să-mi respect soția și copiii. Nu trebuie să stea Hristos pe cruce ca eu să fiu politicos față de semeni. El vine ca un restaurator al lumii dintr-o sferă căzută, opacă, întunecată, spre o stare de lumină și înălțare, dar nu vine să îmi fie model de suferință, suferința lui, mie pentru micile mele scadențe pe care eu m-am învățat cu ele sau le practic din neglijență. Nu s-a răstignit Hristos ca eu să mă las de fumat, mă las că așa trebuie. Nu s-a răstignit Hristos ca eu să mă las de un excesiv alcoolism, pentru că nu asta e scopul venirii Lui, ci asta trebuie să înțeleg eu că îmi dăunează. Nu s-a născut Hristos ca eu să nu fiu mincinos sau viclean sau stricat sau sperjurist sau prefăcut sau mizerabil, ci El a venit ca noi să fim mai buni decât suntem. Deci, nu acesta e scopul venirii lui Hristos în lume. De aceea și protestanții spun uneori, atunci când spun ei acolo prin Scriptură și prin Har și prin sola fida, sola grația, cum spun ei, dar, de fapt, Hristos nu are nevoie de faptele noastre. Faptele noastre sunt o mărturie că noi am înțeles dragostea lui Hristos către lume. De aceea spune că numai din porunci mă veți cunoaște. Și faptele se cântăresc în mod spiritual și sufletesc, nu în mod cantitativ și contabilicesc. Eu am dat 5 pâini de pomană, sunt mai sus ca ala care a dat una. Eu am dat 10 saci de mâncare de pomană, sunt mai tare ca ala care a dat o sacoșă. Nu. Înaintea lui Dumnezeu spune Iisus Hristos, adevărat vă zic vouă că nu veți pierde plata, nici pentru un pahar de apă. Era Ierusalimul, era cald, erau temperaturi ridicate, se găsea foarte greu apa, nu era ca acum, cum este astăzi, și atunci cine putea dori un pahar de apă era o mare binecuvântare de a nu se pierdea plata pentru un pahar de apă. Deci Iisus Hristos a venit să ne restaureze duhovnicește și să ne ridice de la treapta divină umană la treapta harică sau fii ai lui Dumnezeu după har prin credință. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Trecând dintr-o etapă superioară, adică în momentul în care am depășit eu-l propriu, care este cel mai periculos, iubirea de sine, în momentul în care am depășit mândria, care ne poate duce întotdeauna la orice scop greșit, pentru că ea întunecă mintea, învârtoșează inima și schimbă sensul rațiunii și a imaginilor, dacă vreți, a imaginației noastre sănătoase, că noi putem teologisi sau putem rătăci, așa spune Nicodim Aghiorit, un războiul nevăzut, și mai mult decât atât, tot Iisus Hristos spune că în momentul în care am depășit eu-l de sine și am intrat în lepădarea de sine, care înseamnă asumarea crucii lui Hristos, ne spune Apostolul Pavel, nu mă pot lăuda decât în crucea Domnului. Adică înseamnă sânge, jertfă, duh, corectitudine, ce spune Hristos celor care îl lovesc peste față. Dacă ți-am spus adevărul, de ce mă lovești? Iar dacă am greșit, arată-mi unde am greșit. Deci trebuie să fim foarte fermi și categorici în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Deci restaurarea unui popor creștin începe din sânul familiei. Mama adevărată va da fii buni, Filaret al Moscovei, și având mame bune, vom avea și preoți buni, și duhovnici buni, și temători de Dumnezeu. Și având preoți buni sau duhovnici buni, putem schimba fața lumii. Așa o spunea Filaret al Moscovei. Sper să nu o spun eu din gura mea. Și atunci, în momentul în care credința este actul care deschide mintea poporului spre morala creștină, tu nu mai ești tentat să-l jecmănești pe celălalt, să-l înșeli pe celălalt, să-l urgisești pe celălalt, să-l furi pe celălalt, să-l înșeli pe celălalt.